Pentru început, găsiți o poziție confortabilă, așezat sau întins, și permiteți corpului să se liniștească. Închideți ușor ochii, dacă vă simțiți confortabil, și respirați adânc de câteva ori. Pe măsură ce inspirați, simțiți-vă corpul cum se mărește. În timp ce expirați, eliberați orice tensiune sau stres pe care le păstrați. Să începem prin a vă îndrepta atenția către momentul prezent și către lumea voastră interioară. Și observați felul în care respirația voastră intră și iese fără niciun efort. Observați senzația corpului vostru atingând scaunul sau podeaua de sub voi. Simțiți sprijinul pe care îl aveți din partea pământului de sub voi. Permiteți-vă să vă relaxați un pic mai mult cu fiecare respirație. Pe măsură ce faceți acestea, spuneți părților voastre că vreți doar să fiți curioși. Să vedeți cine e acolo. Nu e nicio presiune. Și pe măsură ce continuați să vă aduceți conștiința în lumea voastră interioară, vreau să observați dacă există vreo parte a voastră prezentă chiar acum. Nu trebuie să le căutați, doar vedeți dacă apare ceva în mod natural. Ați putea observa o parte care se simte obosită sau o parte care se gândește la ceea ce trebuie să faceți astăzi. Poate că există o parte care se simte anxioasă sau emoționată. Sau poate o parte care se simte liniștită. Oricare ar fi părțile care sunt aici cu voi, recunoașteți-le. Puteți să le spuneți: vă văd sau vă aud. Lăsați aceste părți să știe că sunteți conștienți de ele și că sunt binevenite aici, în acest spațiu. Acum, vreau să vă duceți atenția către cele două părți din voi care ar putea simți că sunt în conflict. Poate că există o parte din voi care se simte dornică să realizeze ceva astăzi și o altă parte care tânjește după odihnă. Sau poate vă simțiți atras înspre a avea grijă de altcineva și a dori să vă concentrați asupra voastră. Luați-vă un moment pentru a observa dacă există părți care se luptă între ele în acest moment. Odată ce ați identificat aceste două părți, acordați-vă un moment pentru a le simți prezența. Unde apar ele în corpul vostru sau în jurul corpului vostru? O parte se află în piept și poate provoacă un sentiment de apăsare. Cealaltă parte se află în umeri sau în cap și poate crea tensiune. Doar observați unde sunt și cum se exprimă, fără să le judecați.
Acum, haideți să invităm aceste părți la o discuție. Mai întâi, îndreptați-vă atenția către partea care a fost mai activă sau care vă solicită atenția în ultima vreme. Spuneți-i celeilalte părți care așteaptă să primească atenție că urmează să ne întoarcem la ea. Și pentru moment, întoarceți-vă la partea care pare să vă solicite atenția în ultima vreme și întrebați această parte ceva de genul: ce încerci să faci pentru mine? De ce ai nevoie? Și ascultați răspunsul. S-ar putea să primiți un cuvânt, o frază sau doar o senzație a ceea ce această parte vrea să comunice. Poate că încearcă să vă protejeze de ceva, sau poate că este condusă de un sentiment de responsabilitate sau de teamă. Doar ascultați puțin și lăsați partea să știe că este în regulă să-și exprime aceste temeri sau îngrijorări. Și vă invit să întrerupeți această înregistrare ori de câte ori aveți nevoie pentru a vă acorda mai mult timp. Odată ce ați ascultat această parte, mulțumiți-i pentru că a vorbit. Spuneți-i că apreciați eforturile ei de a vă ajuta. Este nevoie de mult curaj. Acum, îndreptați-vă atenția către cealaltă parte, cea care simte că se află de partea opusă a acestui conflict. Puneți-i și acestei părți aceleași întrebări. Ce încerci să faci pentru mine? De ce ai nevoie? Ascultați cu atenție, la fel cum ați făcut și cu prima parte. Această parte ar putea avea grijă de bunăstarea voastră într-un mod diferit. Poate cere o odihnă, îngrijire sau conectare. Și când simțiți că totul este complet pentru moment, mulțumiți și acestei părți pentru că a împărtășit și recunoașteți grija pe care vă oferă. E nevoie de mult curaj doar pentru a apărea. Verificați și vedeți cum vă simțiți față de aceste părți. Există o anumită rezistență, probabil o altă parte care intervine. Doar vedeți dacă ar putea să se înmoaie și să acorde spațiu, știind că pot avea parte de atenție și în viitor. Apoi vedeți dacă ați putea trimite tuturor un pic de curiozitate și de compasiune. Lăsați-le să știe că în acest timp ați adus curiozitate. Doar lăsați ca acea energie, acea iubire a voastră să radieze către cele două părți cu care ați petrecut ceva timp astăzi, precum și către întregul vostru sistem. Da, din acel miez al vostru, plin de compasiune, înțelept și ferm, care poate oferi spațiu pentru toate părțile voastre fără să le judece. Acel sine nu ia partea nimănui, pur și simplu ascultă cu iubire și cu înțelegere.
Și în timp ce stați în acest sentiment de energie a sinelui, de pace, iubire, bunătate, poate fi de ajutor să oferiți un mesaj ambelor părți care par a fi în conflict. Lăsați-le să știe că vă au pe voi, că nu sunt singure. Poate există o cale diferită. Ați putea spune, vă văd pe amândouă și aud de ce aveți nevoie. Sunt aici să vă ajut să găsiți echilibrul, să găsiți înțelegere. Acum, înainte de a începe să încheiem, imaginați-vă că invitați aceste două părți la o conversație între ele. Și din acel sine înțelept și plin de compasiune întrebați, cum putem găsi o modalitate de a satisface nevoile ambelor părți? Există un compromis care să lase loc pentru fiecare dintre voi? Poate că partea motivată poate avea timp pentru concentrare și productivitate, în timp ce partea care tânjește după odihnă poate avea momente de pace și de relaxare. Nu trebuie să grăbiți acest proces. Poate că este prima dată când aceste două părți se întâlnesc și poate că este o surpriză pentru ele cine sunteți astăzi. Așa că petreceți ceva timp răspunzându-le la întrebări, punându-le la curent, lăsându-le să afle și lăsați conversația să se desfășoare ușor, știind că acel sine înțelept și plin de compasiune vă ghidează calea. Vedeți dacă puteți vizualiza sau simți cele două părți găsind un sentiment de liniște, de înțelegere, în care niciuna nu este redusă la tăcere, ci ambele sunt respectate și recunoscute. Pe măsură ce încheiem această meditație, luați-vă un moment pentru a aprecia munca pe care ați făcut-o astăzi. Trimiteți din nou recunoștință părților voastre și spuneți-le că aceasta nu trebuie să fie ultima dată când petreceți timp cu ele. Arătați-vă deschis să petreceți mai mult timp, dacă vor asta, și poate le anunțați și când. Când este următoarea întâlnire? Echilibrarea dinamicii interne este o călătorie continuă și fiecare pas pe care îl faceți spre a vă asculta părțile este un pas spre o mai multă armonie. Când simțiți că totul este complet pentru moment, aduceți-vă conștiința înapoi la respirație, observând ritmul constant al inspirației și al expirației. Simțiți-vă corpul odihnindu-se pe suprafața de sub voi și începeți să vă aduceți ușor înapoi în momentul prezent. Puteți deschide încet ochii dacă erau închiși și vă puteți continua viața.